Avem Lidia pentru pildă. Doamne, de un minut e o veșnicie, evident. Așa. Tu închipuți la nivelul ăsta mondial așa, ce s-ar întâmpla un minut? Și câte se întâmplă câte se pot întâmpla într-un minut? Doamne, Iisus, nici nu vreau să mă gândesc. Așa. Atunci când ne cerem, când ne pierdem încrederea sau cineva ne dezamăgește, nu trebuie să ne răim. Trebuie să rămânem la fel, pentru că oamenii nu sunt la fel. Nu trebuie să ne răzbunăm pe unul care ne-a dezamăgit, trebuie să rămânem la fel, de iertători, iubitori, pentru că trebuie să credem în iubire, totuși. Iubirea de față, de semen, de semen, de seam. De semen. De semen, așa. Ca să nu greșesc, după aia mă taxează ăștia pe, așa, pe Facebook, pe alea. Spune că de fiecare dată, știi că ochii sunt oglinda sufletului și spune unde se uită ochii, cam aia suntem. Dacă ochii se uită la cer, reflectă cerul și reflectă dragoste și iubire. Dacă se uită în noroi, în sufletul tău, e noroi. E la fel. E la fel. Deci e bine să ne uităm așa. Unde ne uităm? Să alegem unde ne uităm, că e alegerea noastră. Și trebuie să trăim așa că atunci când oamenii se întâlnesc cu tine, să zâmbească și vorbind cu tine să devină puțin mai fericiți. Foarte frumos.